Bună, fetelor, și bine v-am regăsit! Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Deja miros unul dintre ele și îmi place atât de mult, atât de mult. Vreau să vă spun să nu uitați, să vă abonați dacă vă place conținutul, dacă reveniți pe acest canal și ați omis treaba asta. Nu uitați să lăsați un like, puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele. Și cam atât. Dacă doriți să vă și alăturați și să susțineți canalul, aveți 4 tipuri de abonament. Cel mai mic este de la 3,99 lei și da, avem și clipuri suplimentare. Oricum, canalul meu a rămas la fel de când am pus aceste abonamente pe canal, totul este la fel, doar că aveți și această opțiune și mai pun și clipuri suplimentare, nu foarte multe pentru că postez destul de des, după cum știți. Trecem la parfumuri, pentru că cu siguranță nu vă place partea asta, dar este foarte importantă pentru mine. Ok, începem cu acest parfum, cu Jean Paul Gaultier Classic, un parfum pentru o femeie matură și pentru o femeie care știe ce vrea, știe ce poate și are încredere în ea. Cred eu că Așa îmi inspiră mie parfumul acesta. Este un parfum în care îmi place foarte mult partea asta florală. Îmi place foarte mult floarea de portocal, dar totodată este un parfum vanilat, lemnos, cald, foarte frumos. Cu siguranță îl cunoașteți. Eu trebuie să menționez și faptul că acest parfum sau varianta pe care o am eu este una veche. Posibil să fi fost reformulate parfumurile, cu siguranță au fost, deci, da, din păcate. Îmi place foarte mult parfumul acesta, îmi era dor de el și cred că și voi îl iubiți foarte mult. Îmi place mult de tot parfumul ăsta. Este unul dintre parfumurile pe care trebuie să îl ai în colecție. E frumos, foarte frumos. Continuăm cu un parfum pe care voi l-ați văzut recent într-un haul. L-am și purtat și mai am câteva informații. Încă nu-l cunosc nici eu foarte bine, dar l-am purtat și vreau să vă mai spun ce am mai observat la el. Ce nu am văzut în haul atunci când l-am testat este faptul că după ce simt aroma de fructe dulci, vine un val picant. Nu știu de la ce este, seamănă un pic cu izul acela de ghimbir pe care îl simt în unele parfumuri sau poate cu un iz de fructe efervescente, de citrice efervescente așa, dar are o aromă aparte și pe mine mă duce cu gândul la ceva picant. Da. Miroase foarte bine, îmi place aroma asta foarte mult și v-am zis, pentru mine este un parfum fructat, dulce, dar cu o doză de efervescență și aș putea să zic că este un parfum vibrant, vibrant și luminos. Este foarte, foarte frumos parfumul acesta. Am purtat și minunatul acesta, Quatre Iconic de la Boucheron. Este impresionant parfumul acesta. Doamne, deci și dacă vrei să scapi de el, nu scapi. N-ai cum să scapi de el, este atât de puternic, persistă atât de bine, proiectează de... mă nebunește. Mai mult de 2 pufuri n-ai nevoie din parfumul acesta, e minunat, minunat. Iar mirosul, n-aș putea să spun că este un parfum pe care poți să-l cumperi blind și mergi la sigur. Aș recomanda să fie testat înainte, mie îmi place cum miroase, este și dulce, este și floral. Se simte așa în el parcă un balsam de migdale cu tuberoze, altfel de tuberoze decât în alte parfumuri, poate niște tuberoze pe care le-am mai întâlnit eu în Franck Boclet Cocaine, un alt parfum care te intoxică pur și simplu, așa este și acesta, intoxicant. Este frumos, îl văd eu potrivit așa pentru vremea ceva mai rece, pentru primăvara de vreme, toamnă, iarnă, adică este, scuzați sunetele acestea, este un parfum puternic, dar e frumos, e foarte frumos și foarte bun pentru prețul pe care îl are, mi se pare extraordinar de bine făcut, de persistent, are tot ce trebuie, testați-l.
Continuăm cu Almaz de la Cajal, un parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută. Am avut acest decant și este un parfum despre care noi nu am mai povestit până acum. Am mai vorbit despre el doar în clipurile suplimentare, însă desigur că aveam de gând să-l pun și în parfumurile săptămânii. Și mai am aici un strop, doar cât să vorbim despre el astăzi și gata, ne luăm la revedere. Are o deschidere citrică dulce, suculentă și imediat apare o aromă de zmeură. O aromă de zmeură pe care o mai întâlnim în bomboane de zmeură sau, cred că știți voi, siropul acela de zmeură pe care îl faci cu, nu știu, apă minerală sau apă pur și simplu. Dar cam așa este. E dulce, e fructat, e plăcut. Nu este un parfum cu fructe dens, adică parcă știu că are și vanilie. Are mai multe note, desigur, mai multe și decât simt eu în el. Adică asta ziceam și în clipul suplimentar, că mi se pare că este destul de simplu pentru notele pe care le are. Adică văd un parfum fructat, dulce, cu citrice zemoase la început, apoi cu aroma aceea de zmeură, cam atât. E bombonicios așa, mă duce cu gândul la niște bombonele de fructe. Nu pot să zic că m-a dat pe spate, nu pot să zic că mi-aș cumpăra o sticlă full size, nu pot nici să spun că îmi displace, adică este un parfum frumos. Un parfum fructat, dulce, suculent, cam atât. Nu m-a dat pe spate, cu siguranță aș mai testa și altele. Momentan nu aș cumpăra blind nimic de la Cajal, pentru că, sincer, mă așteptam la mai mult de la Almaz. Dar da, este un parfum frumos și dacă vă tentează și pe voi parfumurile de la Cajal, testați-le și poate ați testat deja și îmi spuneți și mie cum este acela cu ananas la mar, că sunt foarte curioasă de acela. Da, Almaz e frumos, dar n-aș da atâția bani pe o sticlă full size. Dacă l-aș avea, l-aș purta cu mare plăcere, dar eu nu aș da atâția bani pe el. E frumos, dar cam asta e. Acum, vorbim și despre Elisab Elixir, pe care l-am purtat, despre care v-am povestit mai multe în haul și vă spuneam eu că este un parfum cu iris, un parfum dulce, da, are un iris în deschidere foarte frumos și pe el îl simt cumva spicy când se dezvoltă. Este foarte frumos parfumul și nu vă speriați pentru că nu are... Adică nu este în evidență o aromă florală puternică. Este un parfum floral dulce, lemnos, ambrat, cald. Este un parfum foarte frumos și foarte feminin. Și are și un preț bun pe anumite site-uri. Chiar este un parfum pe care trebuie să-l ai în colecție. Asta în cazul în care nu te deranjează să ai prea multe parfumuri cu iris în colecție, pentru că am văzut că în ultima perioadă sunt multe. Este și My Way cu iris, este și Iris Absolut de la Lancôme cu iris, La Vie Belle Iris Absolut, și Bridal de la Elisab are o deschidere de iris, dar se dezvoltă diferit și să știți că parcă pe acesta îl regăsesc în mai multe parfumuri, dar pe Bridal nu l-am mai regăsit în alte parfumuri, l-am testat în magazin, trebuie să îi mai dau o testare ca să fiu eu lămurită cu el, dar mi-a plăcut Bridal, mi se pare ceva mai romantic, mai puțin dulce, dar foarte interesant. Deci Bridal are și el iris, dar se dezvoltă diferit și mai ales diferit de alte parfumuri cu iris pe care eu le-am întâlnit, pe când acesta se duce în zona altor parfumuri pe care eu le-am testat sau le-am în colecție. Doamne, cât am vorbit, sper că m-ați înțeles. Da, e frumos, foarte frumos și are și un preț bun, mai ales pe depozitul de cosmetice, din ce știu eu. La 30 de ml, sticla este foarte drăguță. Merită să-l ai în colecție dacă vrei un parfum cu iris. Și nu neapărat, că deschiderea lui se duce, deschiderea de iris se duce și apoi devine un parfum dulce.
Are mai multe etape, nu este un parfum liniar și chiar este frumos. Un alt parfum pe care l-am purtat este acest minunat Kayali Vanilla Royal Sugar Patchouli 64, doamne, câtă denumire are! Îmi place mult parfumul acesta. Mi se pare foarte interesant și unic în colecția mea. Sticla este de aur, cum să nu-ți placă? Da, foarte frumoasă este și sticla, foarte frumoasă, foarte frumoasă. Un parfum sexy și dulce și buzi, dulce, vanilat, ciocolatos. Nu știu de unde simt eu izul ăsta ciocolatos, dar pe bune că-l simt. V-am zis și în clipul de haul că nu simt neapărat notele acestea care sunt în el, dar da, are o parte gurmandă. Este dulce zaharicios, ciocolatos și totodată elegant, nu este un parfum gurmand. E un parfum elegant, seducător și vă ziceam eu că recenziile sunt, părerile sunt împărțite. Unii îl iubesc, alții îl urăsc, deci chiar este un parfum pe care ori îl iubești, ori îl urăști. Mă bucur că îmi place mie atât de mult, persistă foarte bine, mi se pare că merge purtat în perioada rece oricând și atunci când este ceva mai cald afară, mi se pare că este foarte potrivit seara și acum cred eu că dacă ieși undeva, nu știu, la o petrecere, mi se pare perfect pentru genul acesta de evenimente, o petrecere, club, cam pe acolo îl văd eu purtat foarte mult. E un parfum foarte frumos, dar testați-l, pentru că cu siguranță nu este un parfum plăcut de toată lumea. Dar mă bucur că îl iubesc eu pentru că am o sticlă atât de mare și chiar vreau să mă bucur de ea. Și ultimul parfum despre care povestim astăzi este acest minunat Oriana de la Parfum de Marly. Un parfum pe care eu îl ador și consider că singurul lui dezavantaj, după cum vorbeam și în comentarii, este prețul. Prețul și dacă aș avea o sticlă mai mare, cu siguranță l-aș purta mai des. Dar uitați-vă și voi că e atât de mică sticla asta și pare și mai mică decât alte sticle de 30 de mililitri, dar oricum este un parfum foarte frumos, prințesistic așa, girly, un parfum care te face să te simți frumoasă, care îți dă o stare super bună, mi se pare bun de purtat oricând și oriunde. Este o aromă florală, gurmandă, are bezele, frișcă parcă, dar nu este un parfum care să mă ducă cu gândul la bezele cum este Princess. Simt o aromă gurmandă, dar nu neapărat ceva anume. Habar n-am cum să vă explic. Este o combinație de flori și o parte gurmandă, o combinație foarte, foarte frumoasă. Îmi place și el mult, mult, mult de tot. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Aștept cu mare drag comentariile voastre. Spuneți-mi ce purtați astăzi și dacă vreți, pe mine mă găsiți și pe Instagram. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Puteți să vă și alăturați dacă vă doriți să susțineți acest canal. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!